Salut tuturor, sunt Seba, să jucăm din nou Layers of Fear, mai și pe Layers of Fear. Și nu mai știu sigur dacă am găsit sau nu degetul, adică al cincilea obiect pe filmare, dar important e că l-am găsit eu off camera, în cazul în care nu l-am găsit pe filmare, pentru că am pierdut procesul jocului și a trebuit să iau de la capăt și am cut off camera până aici, dar nu știam exact unde m-am oprit pe filmare. Nu știu dacă înțelege ce vreau să zic, important e că asta am pictat ultima oară, acum o să mergem, trail and error. Îmi sună telefonul. Închid, că doar nace. De ce n-aș închide eu? Bă, asta e ceva ciudat, vedeți? Pentru că eu pot să iau acum și în stânga și în dreapta. Așa am în stânga, nu știu. Mamă, deci îmi tot sună telefonul, frate. A, mi-aduc aminte faza. Nu, 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 căcat, mă sperie muzica. Vreau să șobolani, bă. Oi! Două scuze. Filmez. A, trebuie să apăs, normal, normal, da. Da, băi. Căcat, 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 căcat. Episodul trecut, când am dat faza asta, m-am dus pe ușa aia. Sunt curios dacă, oare dacă sar aici.
De ce am sărit aici? Uai de... Deci locul ăsta e extrem de creepy, bă. Ce vrei? Rapid. Ce? Da, fix pula după ce filmez. Mi-aduc aminte locul ăsta că era prea beautiful. Mamă, mă simt ca pe Titanic. Bă, eu... Ai, de pula mea. Aha. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Stai, nu înțeleg ce s-a întâmplat, mă rog. N-am prea înțeles poveste. Oi, oi, oi. Jump scare. Am dat drumul la click din greșeală cum am căcat pe mine. Încă o dată. Deci trebuie să-mi dau chestia aia jumpscare? Aparent, da. Căcat, cred că de data asta am făcut ceea ce trebuia oricum. Da, am făcut pentru că acum sunt altundeva. A, și e o muzică de aspect creepy pe fundal. N-am înțeles ce s-a întâmplat. A, rahat. Am murit. Bă, asta trebuie să fac. Bă, ăsta e finalul? Ce dracu s-a întâmplat? Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream,
felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Nu cred, bă. Bă, deci nu cred. Și acum ce trebuie să fac? Da, nu știu dacă voi vedea ceva. A, trebuie să găsesc toate piesele albe. Unde dracu? Ai, ce dracu, bă! Oi, oi! Oi, de pizda! Am găsit o piesă. Uite-o, atât, perfect. Ce? Asta e o cruce. Nu știu că m-am mai auzit sau nu, că pleacă de tare muzică. Dar totuși trebuie să dau sunetul de la joc un pic mai tare ca să auziți și voi sunetul, dar nu știu dacă m-auziți voi pe mine. Cine dracu doarme în patul ăla?
acolo nu pot să ies. Filmez. E un cod, 042, trebuie să-l bag undeva codul. Trebuie doar să găsesc unde să bag codul acum. Cum funcționează chestia asta? Nu știu să-l folosesc. Nu știu să-l folosesc. Trebuie să-mi dau un jumpscare și după aia probabil mă întorc la loc, nu? Pictează, repede, 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 repede. Am reușit.
Yes! That's it! Io sono Victor. Io sono Victor. Perfect. Stai. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. I was so close. This time, I almost had it. Rage quit. Deci, Layers of Fear, pe lângă faptul că este unul dintre cele mai degroase jocuri pe care l-am jucat eu personal vreodată, are și o poveste super emoționantă. Stai! Bă, am înțeles toată povestea. Eu, în personaj, am fost am jucat din perspectiva pictorului. Dar la început, când am intrat în casă, am fost de la vânător de recompense. Iar acum am arătat din nou pe mine ca fiind un vânător de recompense. Deci, doar pictorul avea viziunile ca și cum tablourile erau eșuate. Tablourile sunt perfecte. Toate. Casa a luat foc, aparent, iar în incendiu respectiv a ars și nevastă sa și aparent așa arăta casa, deci el practic s-a intrat într-un perete și bucata de hârtie chiar e ruptă, aparent. Vreau să văd ce se întâmplă cu cheia, chiar sunt curios. El și-a distrus propria casă din cauza nebuniei. Și dulapul din care au căzut sticlele din mâncanul. El nu era de fapt bețiv. Ușa asta văd că a rămas încuiată. Iar mi se învârte mouse-ul. Gata. Casa e distrusă, cu alte cuvinte. Însă bucătăria aparent e întreagă. În basement nu mai intru, că probabil nu s-a întâmplat nimic. Totul e normal. Stai, aici mi să nu iau jocul de la capăt, vreau să văd ce... Da, mă pot întoarce. El, nevastă sa și copii. Avea doi copii? Și acum te-ai întors din nou la perspectiva pictorului.
Cam atât a fost oameni buni și cu Layers of Fear, dacă v-a plăcut povestea din spatele jocului și jocul în sine, nu uitați să apăsați butonul de like pentru mai multe jocuri și poate și DLC-ul în care din câte am înțeles joci din perspectiva fetei și din perspectiva nevestei lui, nu, din perspectiva fetei, copilului lui. Da, până data viitoare. Pa, pa.